Bună dimineața, bună dimineața tuturor celor care ne urmăresc și în special studenților mei de la specializarea informatică economică. Ne-am întâlnit din nou astăzi pentru un nou curs la disciplina statistică macroeconomică și pentru că data trecută am abordat aspecte privind eficiența mijloacelor fixe, astăzi vom discuta un pic despre indicatorii statistici cu care putem să evaluăm eficiența mijloacelor materiale circulante. Ne aducem aminte de data trecută, când am spus că eficiența poate fi determinată în două feluri, fie ca raport între efort și efect, fie ca raport între efect și efort. Pentru a caracteriza din punct de vedere statistic eficiența folosirii mijloacelor materiale circulante, vom folosi indicatori sintetici, dar și indicatori analitici, care evidențiază, de exemplu, nivelul consumului de materiale în raport cu producția obținută sau nivelul stocurilor comparativ cu producția obținută sau nivelul consumurilor de materiale efective în raport cu normativele de consum și așa mai departe. Foarte important este indicatorul care exprimă volumul valoric al mijloacelor materiale circulante consumate pentru a obține 1000 de lei produs intern brut. Pentru că este vorba de un raport între efort și efect, înseamnă că este vorba de o eficiență determinată astfel. Observați acolo relația de calcul, da? Consumul de mijloace materiale circulante, valoric vorbind, este raportul dintre aceste materiale, mijloace materiale consumabile pe care îl raportăm la produsul intern brut și mulțim cu 1000. La fel putem să calculăm volumul mijloacelor materiale circulante cu o altă relație, respectiv relația pe care o observați aici, da? Ca sumă dintre, sau a produselor mai bine zis, dintre consumul de mijloace materiale circulante pentru obținerea a 1000 lei produs intern brut și structura pe ramuri a produsului intern brut, acest GVABI. Deci este o relație de calcul diferită, dar care ne ajută să calculăm același lucru, respectiv consumul de mijloace materiale circulante. Aceste relații evidențiază intensitatea consumului de mijloace materiale, iar nivelul acestei intensități depinde pe de o parte de volumul mijloacelor materiale circulante, iar pe de altă parte depinde de structura pe ramuri a produsului intern brut. Asta înseamnă că pentru a crește eficiența economică, eficiența consumului la nivel de economie națională, trebuie acționat pe două direcții. Pe de o parte, să reducem consumurile de materiale pe unitate de producție, dar și să modificăm structura pe ramuri a produsului intern brut în favoarea acelor ramuri care sunt mici consumatoare de materiale. De asemenea, cu ajutorul indicatorilor statistici, putem să caracterizăm și dinamica consumului de mijloace materiale circulante pentru obținerea unei unități de producție și o caracterizăm cu ajutorul indicilor. Ne amintim de asemenea, așa cum am făcut și data trecută când am vorbit despre dinamica mijloacelor fixe, ne amintim de indicii pe care i-am învățat la statistică și iată, avem două relații de calcul, da, prin care putem determina această dinamică, adică avem un indice mediu al consumului de mijloace materiale circulante, calculat ca raport între consumul mediu de mijloace materiale circulante din perioada curentă, raportat la nivelul mediu al consumului de mijloace materiale circulante din perioada de bază și înmulțim cu 100 pentru că se calculează în procente. Iată o altă relație de calcul, cea de-a doua, prin care ne raportăm la indicele produsului intern brut, da? La fel, indicele mediu al consumului de mijloace materiale circulante, îl calculăm ca raport între indicele mijloacelor materiale circulante, da? Și indicele produsului intern brut înmulțit cu 100. Indiferent dacă folosim prima relație sau cea de-a doua, acest indice mediu ne indică o creștere a eficienței în condițiile în care are o valoare mai mică decât 1.
Indicatorul de tip efect-efort, pentru că până acum am vorbit de indicator de tip efort-efect, exprimă, de fapt, produsul intern brut care revine la 1000 mijloace materiale circulante consumate. Putem obține informații suplimentare pentru a caracteriza eficiența consumului de mijloace materiale circulante pe baza unor indicatori de natură mixtă, indicatori care rezultă din compararea consumului de materiale în unități fizice sau convenționale, care revin la o unitate de produs intern brut sau la o unitate de venit național. Avem doi indicatori care au o largă utilizare și care sunt destul de folosiți în analizele macroeconomice. E vorba de energointensitate și electrointensitate și mai avem un indicator la fel de important, metalointensitatea. Dacă vorbim de energointensitate, acesta exprimă de fapt consumul de energie primară, că de aia se și numește energointensitate, da? Consumul de energie primară care revine la o unitate de produs intern brut, depinde cum exprimăm produsul intern brut, un leu sau 1000 de lei. Iar ca să calculăm acest indicator, trebuie să echivalăm consumul de energie primară, atât în țara noastră cât și pe plan extern. Indicatorul se exprimă cel mai frecvent în echivalent huilă. Consumul de energie primară exprimat în kilograme, echivalent huilă la 1000 de dolari produs intern brut, se folosește frecvent în statistica internațională pentru a compara nivelul de dezvoltare economică. Electrointensitatea este un alt indicator, spuneam, folosit pe scară largă în analizele macroeconomice. Acest indicator este exprimat prin consumul de energie electrică de data asta în kWh pentru a obține o unitate de produs intern brut. Pentru că există deosebiri destul de mari privind electrointensitatea la nivelul ramurilor economiei naționale, se impune că atunci când analizăm dinamica acestui indicator, să ținem seama de structura pe ramuri a consumului de energie electrică. Dacă este să calculăm la nivel de ramuri electrointensitatea, aceasta este dată de relația pe care o vedeți aici, da? Adică este vorba de raportul dintre consumul de energie electrică în ramura I și valoarea adăugată brută în ramura respectivă. Deci așa determinăm electrointensitatea la nivel de o anumită ramură. Putem să calculăm electrointensitatea și la nivel de economie națională și atunci observăm, avem aici relația de calcul, da? Adică este un raport între electrointensitate, da, sau consumul de energie electrică la nivel de economie națională și produsul intern brut. Sau putem să facem o medie a structurii, a ponderii electrointensității pe fiecare ramură în parte. Această, din urmă, relație ne dă posibilitatea să măsurăm și influența pe care o au cei doi factori, respectiv electrointensitatea la nivel de ramură și ponderea valorii adăugate brute a tuturor ramurilor. Și atunci vom putea vedea cât de mult influențează fiecare dintre ele dinamica electrointensității. Putem de asemenea să exprimăm consumul total de energie electrică și în funcție de o serie de factori determinanți, da? Și scoatem în evidență din această relație pe care o vedem pe ecran, scoatem în evidență tocmai influența celor trei factori asupra nivelului și dinamicii consumului total de energie electrică. Electrointensitatea la nivel de ramură, ponderea pe fiecare ramură, dar și valoarea adăugată brută la nivel de ramură. Și mai avem, cum spuneam, și al treilea indicator, metalointensitatea, așa cum îi spune și numele, exprimă, de fapt, consumul integral de metale pe o unitate de produs intern brut. Există dificultăți în ceea ce privește determinarea consumului integral de metale, ceea ce a condus la utilizarea de indicatori parțiali. Indicatori care implică în calcule doar anumite metale. Metale importante, bineînțeles, și ne referim la oțel, cupru, aluminiu, da?
În practica economică, pentru a caracteriza eficiența consumului de materiale la nivelul unităților economice, deci la nivel de agenți economici, putem calcula mai mulți indicatori. Un loc important în cadrul acestora îl ocupă consumurile specifice de materiale și cheltuielile materiale la 1000 lei producție. Ca să caracterizăm consumul de materiale la nivel de economie națională, importanți sunt indicatorii pe care îi calculăm pe baza balanței legăturilor dintre ramuri, respectiv este vorba de acei coeficienți ai cheltuielilor directe și coeficienți ai cheltuielilor totale. Cam atât despre eficiența mijloacelor materiale consumabile. Ne oprim aici când vorbim despre indicatorii ai avuției naționale, despre analiza acestora și trecem mai departe și discutăm despre statistica resurselor de muncă, o altă categorie importantă a statisticii macroeconomice. Știm cu toții cât de importante sunt resursele de muncă la nivel de întreprindere, la nivel de economie națională și atunci considerăm că este important și necesar să facem o analiză statistică a mărimii, a structurii, a utilizării acestor resurse de muncă. De asemenea, se știe deja că dezvoltarea economică depinde în mare măsură de experiența resurselor de muncă, dar și de gradul lor de pregătire, precum și, în general, de pregătirea populației și de experiența populației. Odată cu trecerea la economia de piață, forța de muncă a înregistrat o mare mobilitate. A înregistrat un grad ridicat de organizare pentru fiecare loc de muncă, în condițiile în care se urmărea asigurarea unei productivități a factorilor de producție, dar mai ales productivitatea muncii, competitivă de altfel pe plan intern și internațional. Procesul de analiză a potențialului uman la nivel macroeconomic presupune să se folosească un sistem de indicatori care să cuprindă ca indicatori primari următorii: numărul și structura populației totale, numărul și structura resurselor de muncă, numărul și structura populației active și a celei ocupate și mărimea și structura timpului de lucru. Sunt necesari acești indicatori când potențialul uman este considerat o variabilă independentă și în ceea ce privește informația statistică, ea se referă doar la dimensiunea, structura și dinamica acesteia. Când însă potențialul uman este considerat variabilă interdependentă, informația statistică ar trebui în primul rând să fie considerată variabilă factorială. În această situație, pe lângă indicatorii pe care deja i-am prezentat, trebuie să includem și alți indicatori, e vorba de indicatorii de rezultate, respectiv producție, costuri, beneficii și, de ce nu, chiar indicatori de progres tehnic, adică mecanizare, automatizare, chimizare, etc. Tot ca o variabilă interdependentă a potențialului uman, trebuie să se realizeze o analiză dependentă, în cadrul căreia trebuie să se urmărească respectarea unor corelații obiective. Corelații care să fie urmărite în dinamică. Se constată în acest mod modul în care forța de muncă contribuie la reducerea costurilor și creșterea produsului intern brut. Dacă ne dorim să determinăm mărimea, structura și utilizarea resurselor de care dispune societatea la un moment dat sau pe o anumită perioadă de timp, trebuie să luăm în discuție niște indicatori care se folosesc în statistici și este vorba de populația activă, de exemplu. Ce înseamnă populația activă sau ce cuprinde populația activă? Păi populația activă cuprinde toate persoanele care au vârsta de peste 14 ani, care constituie forță de muncă disponibilă, fie utilizată, fie neutilizată, pentru producerea de bunuri și servicii. În categoria populației ocupate se cuprind populația ocupată și șomerii. Avem apoi populația ocupată, ca și componentă a populației active, care cuprinde toate acele persoane care au vârsta de peste 14 ani și care au desfășurat în perioada de referință,
perioadă de referință, însemnând acea perioadă pentru care facem analizele statistice, o activitate economică sau socială producătoare de bunuri sau servicii de cel puțin o oră, cu scopul de a obține venituri sub formă de salarii, plată în natură sau alte beneficii. Normele internaționale prevăd criteriul de cel puțin o oră pentru persoanele ocupate din următoarele motive. 1. Pentru a putea cuprinde și activitățile cu timp redus, ocazionale sau sezoniere, pentru a asigura, pe de altă parte, corelația dintre timpul de lucru și volumul producției, în al treilea rând, pentru a defini șomajul ca lipsă totală a muncii și, în al patrulea rând, pentru a măsura dimensiunile reale ale nefolosirii forței de muncă. Dacă avem în vedere aceste criterii, putem considera persoane ocupate, persoanele care au loc de muncă și care în cursul perioadei de referință au lucrat pe baza unui contract de muncă sau independent, persoanele temporar absente, dar care își păstrează legătura formală cu locul de muncă, motivele absenței fiind ceva de genul concediu de odihnă sau concediu fără plată, concediu de boală, de maternitate, de îngrijire a copilului, conflicte de muncă sau grevă, cursuri de calificare, de recalificare sau de specializare, inclusiv suspendarea temporară a lucrului din cauze speciale, adică meteorologice, lipsă de materii prime și așa mai departe. Tot în categoria persoanelor ocupate intră și elevii și studenții care lucrează în regim de timp complet sau de timp parțial, pensionarii și alți beneficiari de ajutoare sociale care au desfășurat o activitate plătită sau aducătoare de venituri în gospodăria agricolă proprie, în altă unitate economică sau pe cont propriu. De asemenea, se includ persoanele care au un loc de muncă, dar se află în căutarea unui alt loc de muncă, lucrătorii familiari neremunerați, ucenicii și stagiarii remunerați, membrii forțelor armate, fie că sunt active sau sunt militari în termen. Aceste persoane se încadrează în categoria persoanelor ocupate, indiferent dacă sunt sau nu înscrise la oficiile de forță de muncă și șomaj, dacă primesc sau nu ajutor de șomaj sau alocație de sprijin. Salariatul. Salariatul este acea persoană care își exercită activitatea pe baza unui contract de muncă într-o unitate economică sau socială, indiferent de forma ei de proprietate, în schimbul unei remunerații sub formă de salariu, plătit în bani sau în natură. Patronul este acea persoană care își exercită meseria în propria sa unitate, indiferent că vorbim de societate comercială, de agenție, de atelier, magazin și așa mai departe, pentru a cărei activitate are angajați unul sau mai mulți salariați. Avem de asemenea lucrătorul pe cont propriu. Este acea persoană care își exercită activitatea în unitatea proprie sau cu un utilaj propriu, dar nu are angajat niciun salariat. El poate fi ajutat de membrii familiei care sunt neremunerați și sunt încadrați în acest statut următoarele persoane. Întreprinzătorii independenți, și ne referim la vânzători ambulanți, la meditatori, la femei care îngrijesc copiii, taximetriști și particulari. Apoi, liber profesioniștii, e vorba de muzicanți, artiști plastici, avocați și așa mai departe. Zilierii ocazionali, colaboratorii la unitățile de stat sau private și agricultorii individuali. Lucrătorul familial neremunerat este persoana care își exercită activitatea într-o unitate economică familială, dar pentru care nu primește remunerație sub formă de salariu sau plată în natură. Gospodăria țărănească este considerată o astfel de unitate. Familia lucrează, capul familiei de regulă lucrează pe cont propriu și ceilalți membri ai familiei sunt lucrători familiali neremunerați. Populația inactivă include acele persoane care au vârsta de peste 14 ani, care au declarat că nu au desfășurat o activitate
economică sau socială și care nu îndeplinesc nici cele trei condiții pentru a fi considerate șomeri. Adică nu au un loc de muncă, sunt în căutarea unui loc de muncă, sunt disponibile să înceapă lucrul. Tot în această categorie se includ și persoanele sub vârsta de 14 ani. În categoria persoanelor inactive se cuprind elevii și studenții chiar dacă au burse sau dacă au pensii sau alte ajutoare, pensionarii și beneficiarii de ajutoare sociale, casnicele și există și situații speciale, adică persoane cu incapacitate de muncă permanentă, de exemplu. Șomerii sunt considerate acele persoane care au vârsta peste 14 ani în timpul perioadei de referință și îndeplinesc următoarele trei condiții. Nu au un loc de muncă, deci nu lucrează, sunt în căutarea unui loc de muncă, adică sunt înscriși la oficiul forței de muncă sau la agenții particulare de plasare și sunt disponibile să înceapă lucru în următoarele 15 zile dacă ar găsi un loc de muncă imediat. Tot în categoria șomerilor intră și persoanele fără loc de muncă care nu caută un alt loc de muncă, așteptând să fie rechemate la vechiul loc de muncă sau care așteaptă rezultatul unui concurs sau interviu pentru un loc de muncă. Sursele de date pentru șomeri, care sunt cel mai des folosite, sunt anchetele prin sondaj privind forța de muncă și bugetele de familie, statistica asigurărilor sociale, statistica birourilor de plasare a forței de muncă și evaluările statisticii oficiale. Putem să folosim mai multe surse în condițiile în care dorim să obținem informații cât mai complete. Adică putem să luăm informații din recensământul populației, din raportările statistice anuale ale agenților economici, bilanțurile contabile de asemenea reprezintă o sursă de informații, registrul comerțului pentru patroni, asociați, etc. sau, de ce nu, chiar cercetări speciale și alte înregistrări speciale efectuate de Comisia Națională de Statistică. Când ne dorim să calculăm resursele de muncă, trebuie să avem în vedere o serie de indicatori. Și este vorba de 1. Populația în limitele vârstei apte de muncă, 2. Populația cuprinsă între aceste limite, dar incapabilă de muncă, și 3. Populația în afara limitelor de vârstă, dar care lucrează. Pentru a determina mărimea resurselor de muncă, adunăm toate aceste categorii de resurse și obținem total resurse disponibile. În ceea ce privește populația în vârstă aptă de muncă, ea se determină diferențiat în fiecare țară, potrivit legislației în vigoare. În România, populația în vârstă aptă de muncă este cea cuprinsă între 16 și 57, respectiv 60 de ani pentru femei, 56 sau 62 sau chiar 65 de ani pentru bărbați. Prin urmare, ar trebui ca aceste calcule să fie făcute anual. Pentru asta se pornește de la ultimul recensământ, la care populația este structurată pe vârste și se recalculează până la momentul care interesează. Datele respective se corectează cu mortalitatea probabilă pe fiecare vârstă. Și pentru asta avem un indicator, e vorba de rata specifică de mortalitate, pe grupe de vârstă, pe care o determinăm cu relația pe care o avem aici pe ecran. E vorba de raportul dintre numărul decedaților de o anumită vârstă XI și populația totală de o anumită vârstă XI înmulțit cu 1000. Mai avem un indicator, e vorba de rata de supraviețuire. Acest indicator se obține ca o valoare complementară prin diferența dintre 1000 și această rată specifică de mortalitate. Deci, practic, cele două rate, cea de mortalitate și cea de supraviețuire, adunate, trebuie să ne dea 1000. În condițiile în care ar fi să aplicăm succesiv ratele probabile de supraviețuire la grupele respective de populație, se actualizează prin translație gruparea de vârstă până la momentul în care se face calculul.
Însumând apoi grupele de vârstă actualizate, putem să determinăm numărul total al acesteia la momentul de referință. În țara noastră, grupările se realizează de regulă pe unități teritoriale administrative, dar și pe categorii socioprofesionale. Se folosește balanța resurselor de muncă, pe care o vedeți aici cum este structurată. Se cuprind în partea stângă o serie de indicatori, da? Pentru resursele de muncă, populația aptă de muncă, populația peste limită care lucrează, populația între limite, dar invalidă, apoi populația ocupată cu toate categoriile și, în ultimul rând, rezervele de muncă, inclusiv elevi, studenți, șomeri, militari în termen. Apoi, în următoarea coloană, se precizează numărul de la începutul anului, apoi numărul mediu pe total din care muncitori țărani și apoi numărul la sfârșitul anului. Această balanță este utilă pentru că pe baza ei putem să cunoaștem volumul, respectiv numărul resurselor de muncă, volumul populației ocupate, dar și volumul rezervelor de muncă. Aceste trei categorii sunt influențate, bineînțeles, de mișcarea naturală, adică ne referim aici la nașteri și decese, dar și de mișcarea migratorie, respective emigrări și imigrări. În ceea ce privește populația activă, ea este influențată din punct de vedere al structurii de întreaga evoluție economică și socială a unei țări, întrucât, în primul rând, este determinată de nivelul general de dezvoltare tehnică din toate domeniile vieții sociale, de modul de organizare a procesului social al muncii. În acest caz, gruparea de bază care se face este aceea în funcție de criteriile socioprofesionale, care se combină cu gruparea pe sexe, dar și cu gruparea pe vârstă. Deci facem, practic, o grupare în funcție de criteriile socioprofesionale, apoi facem o grupare pe sexe și o grupare pe vârstă, combinăm cele trei tipuri de grupări și reușim să facem gruparea de bază. Putem să elaborăm o astfel de grupare folosind ca punct de pornire datele unui recensământ al populației, de regulă ultimul recensământ. Folosim în acest sens nomenclatoarele din statisticile oficiale, naționale și internaționale. Se sistematizează datele sub formă de balanță, oferind astfel posibilitatea să se efectueze o serie de calcule cu privire la relațiile dintre indicatori, la structura acestora, la dinamica și mutațiile de structură care se produc permanent într-o economie modernă și flexibilă. Ca și surse de date principale pentru a putea determina acești indicatori, avem anchetele prin sondaj asupra forței de muncă, anchetele prin sondaj despre bugetele de familie, statistica asigurărilor sociale, anchetele prin sondaj efectuate în unități economice, dar și evaluările oficiale. Dacă este să facem o combinație între aceste surse de date, rezultatele sunt, de fapt, niște serii statistice care sunt alcătuite pe ramurile economiei naționale. Foarte important, sau un loc foarte important, mai bine zis, în statistica muncii, îl ocupă acei indicatori privind populația ocupată permanent și temporar în fiecare țară. Dacă pornim de la balanța resurselor de muncă, datele sunt prezentate static pentru începutul și pentru sfârșitul anului și, pe de altă parte, și ca mărimi medii anuale, care sunt calculate ca medie aritmetică simplă între valorile înregistrate la aceste două momente. Deci facem această medie aritmetică între valorile indicatorilor înregistrate la începutul și la sfârșitul anului și obținem aceste mărimi medii anuale. Interesează în mod deosebit pentru o astfel de analiză gradul de ocupare al resurselor de muncă. Este un indicator pe care îl putem obține raportând numărul populației ocupate la volumul resurselor de muncă și înmulțim cu 100 pentru a-l calcula în procente. Cu cât valoarea acestui raport crește, cu atât o parte mai mare a populației este capabilă să-și asigure un venit independent și să participe la procesul de dezvoltare economică a țării. Prin urmare, trebuie să
se urmărească permanent să existe ca și obiectiv creșterea acestui grad de ocupare al resurselor de muncă. Avem și un indicator suplimentar, e vorba de ponderea rezervelor de muncă în totalul resurselor. Observați aici raportul, da? Rezervele de muncă raportate la total resurse de muncă și înmulțim cu 100. Are și un dezavantaj acest indicator și anume acela că include global categorii de resurse de forță de muncă, categorii care se regăsesc în programe diferite de dezvoltare economică. Și avem și un exemplu aici, e vorba de numărul elevilor, studenților, militarilor în termen, care ar trebui să fie luat în evidență pentru dezvoltarea învățământului și pentru asigurarea locurilor de muncă. Dacă ne dorim să facem o analiză complexă asupra potențialului uman și asupra utilizării acestuia, atunci este necesar să calculăm indicatori privind ratele de activitate. Un astfel de indicator ar fi rata generală de activitate, care măsoară proporția dintre populația activă și populația totală. Raportăm, altfel spus, populația activă la populația totală, înmulțim cu 100 și obținem procentul populației active. Cât la sută din populația totală este populație activă. Un alt indicator este rata de activitate a populației în vârstă de muncă, calculat ca raport între populația activă și populația în vârstă aptă de muncă. De asemenea, avem rata specifică de activitate pe sexe, raportul dintre populația activă de sex feminin sau masculin după caz și populația totală de același sex. Rata specifică a activității pe grupe de vârstă, raportul dintre populația activă a unei anumite grupe de vârstă și populația totală a acelei grupe de vârstă. În mod asemănător, putem să calculăm astfel de indicatori pentru toate grupările folosite pentru populația activă. Dacă este să comparăm aceste rate cu cele din perioada anterioară, obținem indicatori de dinamică, indicatori care măsoară modificările produse în cadrul populației active. De asemenea, acestea se pot extrapola și pentru acele calcule privind prognoza mărimii și structurii populației active în viitor. Deci putem să facem prognoze privind mărimea și structura populației pentru viitor. Pentru că am vorbit atât despre populația activă, este necesar să facem referiri și la ceea ce presupune populația inactivă și ce indicatori putem să calculăm pentru a face o analiză statistică. Putem folosi rata de dependență economică, este un indicator care se calculează ca raport dintre populația din afara vârstei de muncă și populația în vârstă de muncă. De asemenea, putem să folosim rata de întreținere, este un indicator calculat ca raport între populația inactivă și populația activă. Și mai putem folosi și rata de ocupare a forței de muncă, calculată ca raport între populația care lucrează și populația aptă de muncă, dar care nu lucrează. Un indicator foarte important pentru a analiza gradul de ocupare a forței de muncă este rata șomajului, un indicator pe care îl cunoaștem cu toții, de care am auzit și pe care îl vedem destul de des analizat la televizor. Acest indicator se obține ca raport între numărul șomerilor și populația activă. Putem întâlni mai multe variante de calcul a ratei șomajului în funcție de scopul analizei, în funcție de gradul de informații pe care îl indică, dar și în funcție de posibilitatea de includere într-un sistem de indicatori cu relații statistice determinate. Și acum să spunem câteva aspecte și să vedem cum putem să facem o analiză a numărului, structurii și dinamicii forței de muncă. Din punct de vedere statistic, cel puțin. Statistica utilizează pentru analiza forței de muncă o serie de indicatori pe care îi regăsim în publicațiile oficiale naționale și internaționale. De exemplu, în anuarul statistic găsim date privind populația activă, populația ocupată, numărul mediu al salariaților, al muncitorilor, al șomerilor și așa mai departe.
Aceștia sunt niște indicatori ai forței de muncă pe care îi putem calcula ca număr existent la un moment dat sau ca număr mediu pe o anumită perioadă. În ceea ce privește existentul de forță de muncă la un moment dat, pornind de la informațiile culese prin sistemul raportărilor unităților economice, pe baza informațiilor obținute de la organele fiscale sau chiar pe baza unor anchete selective special organizate. Acest indicator, la nivelul fiecărei unități economice, exprimă de fapt potențialul uman de care dispune unitatea respectivă și care, împreună cu fondurile fixe, dimensionează gradul de mărime a întreprinderii sau instituției respective. Structura forței de muncă se determină folosind grupările statistice. Grupările folosite sunt destul de numeroase, unele având un caracter comun pentru toate ramurile și activitățile existente în societate, altele având un caracter specific. Numărul populației ocupate la un moment dat, de exemplu, se poate structura pe ramuri ale economiei, dar și pe categorii socioprofesionale, pe sexe, pe vârstă, în funcție de vechime, pe unități teritorial-administrative și așa mai departe. Gruparea angajaților presupune să se folosească unele nomenclatoare care sunt elaborate pe baza experienței din statistica națională și internațională. Se pot interpreta o serie de corelații și proporții pe ramuri, pe profesii, pe grade de calificare, folosind grupările statistice privind forța de muncă existentă. Sistematizarea datelor se poate face, după caz, în funcție de un singur criteriu sau combinând, de ce nu, două sau mai multe criterii de grupare. Pe baza acelor date din tabelele în care se regăsesc grupările, se pot calcula, în primul rând, ponderile sau așa numitele greutăți specifice. Iată, avem și aici o relație de calcul pentru o astfel de pondere. E vorba de ponderea forței de muncă ocupate în total forță de muncă. În al doilea rând, putem să calculăm mediile condiționate, dispersiile, coeficienții de variație pe ramuri, indicatori pe care noi i-am învățat deja la bazele statisticii, dar și pe categorii socioprofesionale. Asta presupune iarăși o sistematizare a datelor care permite să aplicăm metoda analizei dispersionale, da? Din care să se verifice în ce măsură factorii sunt semnificativi sau nu. Comparând cu o altă perioadă, obținem indicatori de dinamică, indicatori pe care îi putem calcula fie sub formă de indici, fie sub formă de modificări absolute. Dacă îi calculăm sub formă de indici, vom obține niște coeficienți sau niște procente, după caz, iar dacă îi calculăm ca modificări absolute, vom obține niște unități absolute. Astfel, indicele de dinamică a forței de muncă îl putem calcula pe fiecare grupă, dar și pe total, cu ajutorul acestei relații pe care o vedeți aici. Este vorba de raportul dintre numărul angajaților din perioada curentă pentru fiecare grupă, raportat la numărul angajaților din perioada de bază pe fiecare grupă. Deci raportăm practic perioada curentă la perioada de bază și obținem indicele de dinamică al forței de muncă. Dacă este să calculăm modificări absolute, și avem aici relația de calcul, nu vom face un raport, ci vom face o diferență și vom obține astfel un excedent sau un deficit al forței de muncă. Iată, facem diferența dintre forța de muncă din perioada curentă și forța de muncă din perioada de bază și obținem aceste modificări absolute. În cazul în care comparăm numai datele privind forța de muncă, putem considera că facem o analiză independentă. Dacă însă forța de muncă se analizează dependent de dinamica producției, de exemplu, sau de dinamica vânzărilor, interpretarea rezultatelor o putem face prin respectarea corelației dintre indici, respectiv indicele dinamicii producției sau vânzărilor, trebuie să fie mai mare decât cel al forței de muncă. Și iată aici relația.
Pentru a măsura realizarea acestei corelații, vom obține niște sau vom folosi niște indici ai dinamicii relative, respectiv indici ai economiei sau risipei relative a forței de muncă. Deci putem să avem o economie de forță de muncă sau o risipă relativă de forță de muncă. Iată indicele dinamicii relative, îl avem aici, da? Calculat ca raport între forța de muncă din perioada curentă și admisibilul de forță de muncă în condițiile productivității perioadei de bază, da? Și la vele avem economia sau risipa relativă, calculată ca diferență și nu ca raport, la fel între resursele de muncă totale și acest admisibil de forță de muncă. Considerăm că s-a respectat corelația despre care am vorbit în condițiile în care acest indice al producției este mai mare decât indicele resurselor de muncă. Indicele producției trebuie să aibă o valoare subunitară, iar indicele producției pentru o perioadă de bază are o valoare negativă. Putem să calculăm mărimile medii în condițiile în care facem analize care privesc o perioadă de timp. Și avem, de exemplu, numărul mediu al angajaților. Pe el îl putem calcula în funcție de datele disponibile. În cazul în care vorbim de angajați, e vorba de fișele de pontaj și folosim această relație de calcul, adică avem un număr mediu al angajaților calculat ca raport între numărul total al zilelor calendaristice pentru toate fișele de pontaj și numărul de zile calendaristice pentru care se face calculul. Și obținem prin acest raport numărul mediu al angajaților. Dacă lipsesc astfel de date, putem să calculăm acest număr mediu al angajaților ca o medie între numărul de la începutul perioadei și cel de la sfârșitul perioadei. Dacă vorbim de o perioadă mai lungă, de exemplu de un trimestru, putem să facem o medie generală a mediilor parțiale. Calculăm mai întâi medii parțiale pentru fiecare lună, iată, 1, 2 și 3, și apoi facem o medie generală, o medie aritmetică simplă a acestor medii lunare și obținem media trimestrială. Folosim acest număr mediu al personalului pentru a calcula productivitatea muncii, pentru a calcula înzestrarea medie tehnică cu fonduri fixe, dar și consumul mediu de energie pe un angajat și alți indicatori. Dacă intenționăm să identificăm care este contribuția unei ramuri a economiei naționale sau a unei unități administrative la formarea nivelului și dinamicii forței de muncă totale, vom folosi relația de calcul pe care o vedeți aici. Este vorba de ponderi, da, pe fiecare ramură în parte, iată, în perioada curentă și în perioada de bază. E vorba de ponderea fiecărei ramuri sau a fiecărei unități administrativ-teritoriale în total. Putem să facem o descompunere pe cei doi factori pentru a vedea influența fiecărui factor în parte și atunci folosim această relație de calcul. Avem o influență de volum, adică vedem în ce măsură volumul forței de muncă influențează și avem o influență de structură, adică pentru a vedea în ce măsură structura forței de muncă pe ramuri ne influențează rezultatul final. Vom vorbi în continuare despre indicatorii utilizării timpului de lucru. Mărimea timpului de lucru efectiv lucrat este o măsură de, este un indicator de măsură a gradului de organizare a procesului de muncă, atât la nivel microeconomic cât și la nivel macroeconomic. În ceea ce privește exprimarea timpului de muncă, aceasta se face în ore om, zile om, trimestru om sau ani om. Ce înseamnă ore om lucrate? Înseamnă timpul efectiv lucrat de tot personalul prezent la lucru. Ce înseamnă om zile lucrate? Înseamnă numărul de zile în care personalul s-a prezentat la lucru, indiferent de numărul orelor lucrate. Este un indicator care cuprinde și timpul nelucrat din cadrul zilelor de lucru. Pentru a stabili acei indicatori cu care am putea să apreciem gradul de folosire a zilei și lunii de lucru, vom calcula durata medie a zilei și lunii de lucru.
Calculele se fac pornind de la durata legală a zilei și lunii de lucru și folosind fondul de timp lucrat. Iată, avem aici durata medie a zilei de lucru, calculată ca raport între numărul total de ore om lucrate și numărul total de om zile lucrate. Da? Și vom obține, așa cum spuneam, durata medie a zilei de lucru. În ceea ce privește durata medie a lunii de lucru, și pe ea o putem calcula ca raport între numărul total de om zile lucrate și numărul mediu al muncitorilor. Și iată, obținem ceea ce numim durata medie a lunii de lucru. Dacă este să comparăm acești indicatori cu duratele legale, obținem coeficienții de utilizare a zilei sau lunii de lucru. Vom avea astfel coeficientul de utilizare a zilei de lucru, iată-l ca raport între durata medie a zilei de lucru și durata legală a zilei de lucru și vom vedea măsura în care a fost utilizată ziua de lucru, sau coeficientul de utilizare a lunii de lucru ca raport între durata medie a lunii de lucru și durata legală a lunii de lucru și vom vedea în ce măsură sau cât la sută a fost folosită durata legală a lunii de lucru. Cu cât se apropie mai bine de 1 acest indicator, cu atât timpul de lucru este mai bine utilizat. De asemenea, putem să analizăm timpul de lucru și cu ajutorul balanței timpului de lucru. În această balanță se folosesc indicatori care măsoară resursele și indicatori care măsoară utilizarea resurselor. La resurse, fondul de timp maxim disponibil se obține scăzând din fondul calendaristic a sărbătorilor legale și zilelor de repaus plus concediile de odihnă. La utilizarea resurselor se calculează timpul efectiv lucrat și timpul neutilizat pe cauze. Este de dorit ca timpul efectiv lucrat să aibă o pondere cât mai mare în cadrul balanței. Ne oprim astăzi aici. Vom încerca să abordăm data viitoare indicatorii productivității muncii. Cu siguranță va fi mai simplu pentru voi studenții, pentru că deja cunoașteți noțiunile de productivitate și va fi mai ușor să înțelegeți indicatorii statistici pe care îi folosim. Vă aștept și de la ora 11 cu un curs despre anchete și sondaje. Vă mulțumesc! Bună ziua din nou! Ne întâlnim pentru, așa cum spuneam ora trecută, pentru un curs la disciplina anchete și sondaje. Data trecută, așa cum vă amintiți probabil, am abordat problema tipurilor de întrebări pe care le putem cuprinde într-un chestionar în funcție de conținutul întrebărilor și vorbeam despre întrebări factuale, întrebări de opinie. Astăzi vom continua și vom vorbi despre tipuri de întrebări în funcție de forma de înregistrare a răspunsurilor. Astfel că principalele tipuri de întrebări în funcție de acest criteriu sunt întrebările închise și întrebările deschise. Întrebările închise sunt întrebările care oferă subiectului variante de răspuns prefabricate. Respondentul nu are altceva de făcut decât să aleagă un răspuns dintr-un șir de răspunsuri posibile. Întrebările deschise sunt cele care presupun înregistrarea cât mai fidelă a răspunsului din partea subiectului chestionat. Răspunsul să fie cât mai bine înregistrat și cât mai complet. Trebuie să reținem că atât în cazul anchetei, cât și în cazul sondajului de opinie, atât culegerea cât și interpretarea datelor se realizează din perspectivă statistică, ceea ce înseamnă că prelucrarea informației dobândite printr-o întrebare deschisă trebuie efectuată într-un final în același mod ca și pentru o întrebare închisă, adică pornind de la stabilirea de categorii în care este inclus conținutul răspunsurilor. Există deosebirea că aceste categorii se stabilesc după ce se efectuează ancheta, deci nu înainte ca la întrebările închise, iar în ceea ce privește clasificarea răspunsurilor, aceasta se face de către cercetător în baza unei analize a textului răspunsului la întrebarea deschisă.
O problemă care se pune pentru cercetători este aceea ca în faza de construcție a chestionarului să decidă asupra a două aspecte. 1. Dacă e posibil și ar fi de preferat să se stabilească și să se expliciteze dinainte categoriile de răspunsuri și în caz afirmativ, dacă e posibil și de preferat ca subiectul să fie cel care alege cea mai adecvată formă de rezumare a răspunsului său, folosind o grilă de categorii propusă. Cele două întrebări combinate dau trei soluții posibile pentru fiecare întrebare din chestionar. Adică, o primă soluție se stabilesc a priori categoriile de răspuns și subiectul alege. O altă soluție se stabilesc a priori categoriile de răspuns, iar operatorul, în funcție de răspunsul subiectului, alege varianta potrivită, sau se stabilesc a posteriori categoriile de răspuns, urmând a clasifica la birou conținutul răspunsurilor. Deci sunt trei situații posibile pe care le întâlnim pentru fiecare întrebare din chestionar. În prima situație, avem de-a face cu o întrebare închisă propriu-zisă, adică se stabilesc a priori categoriile de răspuns, iar subiectul alege. În situația de la punctul C, avem o întrebare deschisă clasică, da? Adică fiecare subiect care răspunde va răspunde deschis, va răspunde cu propriile cuvinte și propriile idei, urmând ca răspunsul să fie clasificat la birou de către cercetător. În ceea ce privește cea de-a doua variantă, apare pentru subiect o întrebare oarecum deschisă, aparent deschisă, dar pentru operator ea apare ca o întrebare închisă. Pentru o întrebare aflată într-o asemenea situație, o situație posibilă, da? O astfel de întrebare o putem numi întrebare aparent deschisă. Nu se folosesc foarte des astfel de întrebări pentru că ridică probleme legate în special de calitatea operatorilor cu care se lucrează. Pe de o parte, ei trebuie să reziste tentației de a-și ușura munca arătând subiectului varianta de răspuns, iar pe de altă parte, trebuie să aibă capacitatea să sintetizeze răspunsul subiectului încadrându-l în varianta potrivită. Nu trebuie să confundăm întrebările aparent deschise cu întrebările mixte sau semi-deschise sau cu întrebările semi-închise. Sub una sau alta din aceste denumiri, desemnăm de fapt acele cazuri când variantele de răspuns la o întrebare închisă nu epuizează gama întreagă de posibilități de a răspunde, fapt care conduce la încheierea seriei de variante cu una de genul altceva, altă situație, alt caz și anume și așa mai departe, seria de puncte semnificând de fapt faptul că această situație neprevăzută trebuie descrisă de către subiect și înregistrată de către cel care completează chestionarul. Asemenea, întrebări semi-închise apar de regulă când lista cazurilor posibile este foarte lungă și în plus comprimarea lor într-un număr mai mic de clase este destul de riscantă pentru că este posibil să se piardă o mare cantitate de informație. În ceea ce privește întrebările semi-închise, ele apar frecvent în cercetări exploratorii, precum și în chestionarele folosite în ancheta pilot, atunci când gradul de cunoaștere asupra amplitudinii câmpului de situații posibile și asupra distribuției acestora este destul de precar. Întrebările deschise, cel puțin din punct de vedere grafic, se evidențiază în chestionar prin faptul că după textul propriu-zis al întrebării apare un spațiu liber în care operatorul sau subiectul, atunci când vorbim despre autocompletare, marchează răspunsul. Limitele de intervenție ale operatorului sunt destul de reduse în aceste situații, pentru că lui se cere să reproducă cât mai fidel discursul subiectului. În situația în care subiectul nu poate fi controlat și nu poate fi ținut în frâu și el ne oferă o manieră mult prea amplă, într-o manieră mult prea amplă răspunsul, doar atunci se permite o înregistrare selectivă sau rezumativă a răspunsului la întrebarea deschisă. În ceea ce privește întrebările închise, ca și forme de prezentare grafică a variantelor de răspuns, acestea sunt destul de diferite.
În cele mai multe cazuri însă, variantele se așează una sub alta după textul întrebării și sunt numerotate. Se face alegerea variantei posibile fie prin încercuirea numărului, da, din fața variantei respective, fie prin bifarea cu un anumit X în dreptul variantei respective. Se evidențiază de regulă prin forma și fontul caracterelor, în mod clar diferența dintre întrebarea propriu-zisă și variantele de răspuns, adică se preferă sau se recomandă să nu existe același font și aceeași formă a caracterelor. De exemplu, putem o întâlni într-un chestionar o întrebare aranjată așa cum o vedeți aici, este o întrebare închisă. Observați caracterele italice, da, care este starea dumneavoastră civilă, și caracterele normale, necăsătorit, căsătorit, văduv, divorțat, pentru variantele de răspuns. Putem să folosim în loc de numere, 1, 2, 3 sau 4, cum avem în situația de față, la variante, putem să folosim și litere, A, B, C, D și așa mai departe, sau se poate solicita să se sublinieze răspunsul sau să se marcheze, cum spuneam, în alt mod, de exemplu, printr-un X în dreptul variantei corespunzătoare. Pentru a ușura procedura privind introducerea informației în calculator, se pot trece codurile în căsuțe pătrate, care sunt ordonate la marginea fie din dreapta, fie din stânga a foii, sau chiar poate să existe o fișă separată de înregistrare a răspunsurilor, care este formată din șiruri din, de asemenea, pătrățele. Trebuie să existe o serie sau să fie satisfăcute o serie de condiții elementare pentru sistemul de variante de răspuns la orice întrebare închisă. Este vorba de faptul că acest sistem de variante trebuie să fie complet, adică orice răspuns posibil trebuie să-și găsească locul în gama variantelor prevăzute. În al doilea rând, trebuie să fie discriminatoriu, adică două situații semnificativ diferite trebuie să fie surprinse în variante de răspuns diferite și trebuie să fie univoc sistemul respectiv, adică unui răspuns să-i corespundă o singură variantă dintre cele oferite. În literatura de specialitate, cel puțin, unii autori consideră că această din urmă condiție este un pic exagerată, de vreme ce se cunoaște faptul că este destul de frecventă folosirea așa ziselor întrebări cu răspunsuri multiple. Deci, întrebări care permit alegerea simultană a două sau mai multe variante. Până la urmă, o astfel de întrebare poate să fie și redusă la o întrebare cu o singură posibilitate de răspuns, dar întrebarea respectivă ar poseda un sistem destul de complicat de variante sau la o mulțime de tipuri de întrebări simple, de genul da sau nu. De exemplu, dacă avem această întrebare, care dintre următoarele trei ziare le-aș citit în ultima săptămână și avem variante de răspuns, evenimentul zilei, România liberă, adevărul. Un oarecare subiect care trebuie să răspundă la întrebare poate să nu fi citit niciunul dintre ziarele respective și atunci nu se va încercui nimic. Sau se prevede o variantă separată pentru aceste situații, da? Respectiv apare cel de-al patrulea răspuns cu niciunul. Da? Sau poate să fi citit respondentul un singur ziar și atunci se încercuiește un cod, două ziare și atunci se încercuiesc două coduri, sau poate să le fi citit pe toate trei și atunci se încercuiesc toate cele trei coduri. Dacă este să descompunem întrebarea în trei întrebări simple, atunci ea va apărea sub forma următoare. Aș citit în ultima săptămână ziarul evenimentul zilei și avem două posibilități de răspuns, da sau nu. A doua întrebare, aș citit în ultima săptămână ziarul România liberă, da sau nu. Aș citit în ultima săptămână ziarul adevărul, da sau nu. Astea sunt cele trei întrebări simple în care putem descompune întrebarea inițială. Dacă ne dorim să surprindă toate situațiile distincte printr-o singură variantă de răspuns, ceea ce înseamnă, de fapt, o asociere simultană a celor trei întrebări simple, întrebarea poate fi formulată în felul următor. Care dintre ziarele evenimentul zilei România liberă și adevărul le-aș citit în ultima săptămână?
Și avem următoarele variante. Niciunul, doar evenimentul zilei, doar România liberă, doar adevărul, evenimentul zilei și România liberă, evenimentul zilei și adevărul, România liberă și adevărul, și evenimentul zilei și România liberă și adevărul. Deci iată o altă întrebare care are scopul de a obține aceeași informație, dar formulată într-un alt fel. Vom avea la această întrebare, dacă observați, un sistem de 8 variante de răspuns, care se va lărgi și mai mult dacă este să ne referim și la numărul publicațiilor, da? Sau chiar dacă este să adăugăm câteva publicații, vă dați seama câte variante de răspuns ar apărea. Prin urmare, acest sistem de înregistrare a răspunsurilor nu este recomandat în practică. Se preferă să se înșiruie ca variante de răspuns toate publicațiile dorite și să lăsăm posibilitatea celui care răspunde să aleagă mai multe răspunsuri posibile sau să facă, de ce nu, combinațiile care îi se potrivesc. Nu putem să facem o apreciere în ceea ce privește virtuțile și limitele fiecăreia dintre opțiunile menționate. Există totuși câteva chestiuni de principiu care ar trebui să fie reținute. Adică, de exemplu, trecerea de la o singură alegere la mai multe alegeri nu doar că nuanțează clasamentul final al preferințelor, dar evidențiază și existența unor configurații preferențiale și astfel se pot pune în legătură elementele între ele, stabilindu-se compatibilități și incompatibilități. De exemplu, pentru un analist politic, pentru el este important să știe nu doar câți simpatizanți are în masa electoratului, este important și să știe spre ce partide se îndreaptă preferințele de ordinul 2, 3 și așa mai departe ale alegătorilor săi. Sau, dacă este să o luăm invers, printre simpatizanții căror partide poate găsi el un electorat care este într-o anumită măsură favorabil și printre simpatizanții căror partide nu are nicio șansă să găsească așa ceva. Dacă ne dorim să facem o ierarhie completă, trebuie să ne amintim că atunci când seria de elemente este mult prea lungă, subiectul va întâmpina dificultăți serioase în a le analiza în mod simultan pe toate și există posibilitatea să recurgă la aranjarea aleatorie, deci să aleagă aleatoriu din sistemul de variante. Comparația în perechi este o metodă care simplifică actele de apreciere atunci când sunt în joc două elemente ce se cer comparate. Există și când sunt multe elemente un număr de perechi destul de ridicat, adică un cel la pătrat, da? Unde avem numărul de entități care se compară. Pentru a folosi această metodă de evaluare, este nevoie, de exemplu, pentru a vedea preferințele electoratului pentru 10 personalități politice, este nevoie de cam 45 de întrebări. În situația în care variantele din sistemul de variante de răspuns nu se află în raport de exclusivitate, adică când pentru unul și același subiect se potrivesc mai multe situații, poate deveni interesantă aprecierea relativă a variantelor alese. În această situație, dacă citește mai multe ziare, subiectul care răspunde la întrebare, este interesant să vedem care dintre ele este citit cel mai frecvent, care este pe poziția a doua și așa mai departe. Astfel, putem ajunge la a descompune întrebarea inițială într-un număr de subîntrebări, de regulă 3 subîntrebări, cu cel mult o singură variantă de răspuns, fiecare întrebare corespunzând de fapt unei poziții ierarhice. Varianta aleasă pe primul loc, cea aleasă pe locul 2 și așa mai departe. Un caz destul de frecvent de astfel de situații îl constituie acele întrebări care urmăresc să surprindă preferințele oamenilor pentru anumite elemente care pot fi de natură foarte diferită.
De exemplu, lideri sau partide politice, moduri de petrecere a timpului liber, genuri de muzică sau literatură și așa mai departe. Astfel de probleme se pot rezolva cu ajutorul mai multor genuri de întrebări. O primă soluție în această situație ar fi de a alege un număr limitat de elemente preferate, de exemplu maxim 3 sau maxim 5, indiferent cât de intensă este preferința pentru cele alese. A treia se găsește în prelungirea precedentei, în sensul că variantele alese se cer a fi ierarhizate. În al patrulea rând e posibil să se pretindă respondentului să ordoneze toate elementele din evantaiul propus și într-un final se poate proceda la așa numita comparație în perechi despre care am vorbit și mai înainte, care în ce constă? Constă în a stabili toate acele perechi de elemente din sistemul de răspunsuri propus și a cere subiectului să-și exprime preferința în interiorul fiecărui asemenea cuplu. Un exemplu ar fi toate perechile de personalități politice. Există unele situații în care metodele bazate pe ierarhii și pe comparații în perechi pot duce la unele rezultate nu foarte clare, în special atunci când se realizează la nivel de grup agregarea preferințelor individuale. Se numește această sau este cunoscută această problemă sub numele de paradoxul lui Condorcet. Această problemă sau acest paradox evidențiază faptul că și în condițiile în care preferințele individuale sunt coerente, în sensul că sunt tranzitive, adică un individ care preferă elementul A lui B și pe B lui C va prefera pe A lui C. Preferința colectivă în această situație poate să nu respecte această regulă. Devine neplăcută o astfel de situație, mai ales în cazul în care un partid vrea să propună o listă de candidați atunci când sunt alegeri locale sau parlamentare. Locul pe listă al fiecăruia aici este foarte important. Intrarea în organismul ales făcându-se în funcție de numărul voturilor primite de partid. Ne imaginăm, de exemplu, un număr de 20 de membri ai conducerii partidului care se întrunesc pentru a hotărâ acest lucru și adoptă metoda comparației în perechi. Ca să simplificăm oarecum problema, presupunem de asemenea că e vorba doar de 3 candidați, pe care îi notăm cu A, B și C, care se pot grupa în 3 perechi. Presupunând de asemenea că în alegerile individuale se respectă relația de tranzitivitate pe care am prezentat-o mai înainte, vom avea 6 posibilități de opțiune. Fiecare variantă este efectiv susținută de câteva persoane, după cum urmează. Observați aici, da? A este preferat lui B, care este preferat lui C, 4 persoane, da? A preferat lui C, preferat lui B, 3 persoane și așa mai departe. Mai clar spus, din cei 20 de membri ai organismului de conducere care spuneau că s-au întrunit pentru a decide, 4 susțin că primul loc pe listă trebuie să-i revină lui A, al doilea lui B și al treilea lui C. Alții 3 cred că după A, da, iată, avem aici, după A, pe locul 2 trebuie să fie C și pe locul 3 trebuie să fie B și așa mai departe. Iată, 2 persoane consideră că B trebuie să fie pe primul loc, A pe locul 2, C pe locul 3 și așa mai departe, toate variantele despre care spuneam. Ne punem în situația președintelui partidului și încercăm să vedem cum va raționa el pentru a determina preferințele colective. Și luăm așa, perechea A și B și avem următoarele alegeri, da? Iată, cine preferă pe A lui B? Avem odată 4 persoane, mai avem odată 3 persoane, da? Mai avem odată 5 persoane, total 12 persoane. Cine preferă pe B lui A? Avem pe B lui A 2 persoane, mai avem odată o persoană, da? Și mai avem odată 5 persoane aici, da? Iată, avem 8 persoane. Prin urmare, dacă ne uităm, 12 persoane îl preferă pe A lui B, 8 persoane îl preferă pe B lui A, prin urmare, A este preferat lui B pentru că 12 este mai mare decât 8. La fel vom proceda cu B și C.
Și avem alegerile pe care le vedeți aici. 11 persoane pentru B, 9 persoane pentru C, deci între B și C, B-ul este preferat lui C. Dacă ar fi să se oprească aici raționamentul, atunci am putea spune că pe lista candidaților ordinea ar trebui să rezulte din decizia colectivă și ar fi următoarea. A pe primul loc, B pe locul al doilea, C pe locul al treilea. Numai că dacă este să numărăm preferințele pentru A și C, lucru destul de firesc și de logic în vreme ce alegerea dintre cei doi candidați a fost la fel de explicită ca și pentru celelalte două perechi, atunci iată ce găsim. Pe A îl preferă lui C 9 persoane, pe C îl preferă lui A 11 persoane, deci prin urmare C este preferat lui A. În consecință, prin această procedură, ajunge la concluzia că A este preferat lui B, B este preferat lui C și C este preferat lui A. Acest lucru nu permite să stabilim locul fiecărui candidat pe lista partidului. Dacă este să revenim la problema formei întrebărilor din chestionar, reamintim că cel mai simplu sistem de răspuns la o întrebare închisă este cel cu două variante de răspuns. De regulă, termenii sunt de da și nu. Folosind acest gen de întrebări, este posibil să folosim acest gen de întrebări și la întrebările factuale, atunci când se cere precizarea existenței sau inexistenței unui lucru, efectuarea unei acțiuni, dar și la cele de opinie, la întrebările de opinie, în condițiile în care subiectului se pretinde o formă foarte tranșantă de exprimare a părerii, adică e de acord sau nu cu ceva, are o opinie favorabilă sau nefavorabilă în legătură cu altceva și așa mai departe. În cele mai multe cazuri, însă, atunci când este vorba de opinii, lucrurile sunt mult mai complexe. Evantaiul de răspunsuri formează o scară ordinală care încearcă să surprindă gradual intensitatea unei opinii. Adică măsura în care oamenii sunt satisfăcuți de un anumit aspect al vieții lor sau tăria cu care cred în ceva, nuanțele în aprecierea activității unei personal publice sau a unei instituții și așa mai departe. Un exemplu de o asemenea întrebare este ceea pe care o vedeți acolo. Cum credeți că îți veți trăi peste un an? Este întrebarea. Și avem sistemul de răspunsuri, mult mai bine, ceva mai bine, aproximativ la fel, ceva mai prost, mult mai prost. Altele ar putea fi de genul, cât de mulțumit sunteți de locuința în care trăiți? Sau, cum apreciați calitatea spectacolului pe care tocmai l-ați vizionat? Sau, ce părere aveți despre măsura guvernului prin care și se precizează măsura respectivă? În toate aceste cazuri se va constitui o scală de răspunsuri cu 3, 4, 5 sau mai multe trepte cu rolul de a exprima opinia persoanelor. Și avem câteva din cele mai folosite prezentate în cele ce urmează. 1. Mulțumit, 2. Nici mulțumit, nici nemulțumit, 3. Nemulțumit, apoi bun, potrivit, slab. Foarte bun, bun, nici bun, nici bună, nici proastă, proastă, foarte proastă. Foarte mult, mult, puțin, foarte puțin. Folosirea acestui evantai de răspunsuri pleacă, așa cum se poate vedea, de la ipoteza că opinia are o intensitate variabilă, de la o valoare minimă, negativă, sau chiar zero, ceea ce semnifică totală nemulțumire sau apreciere total negativă, la una maximă, numai faptul că avem de-a face cu o realitate ce nu îmbracă o formă materială ne împiedică să construim un aparat de măsură pentru a exprima exact starea ei. Suntem constrânși astfel să ne folosim de o scară, mai mult sau mai puțin rudimentară, cu trepte convenționale, pe care chiar oamenii, pe baza introspecției, sunt rugați să se plaseze. Există unele situații în care cercetătorul poate să creadă într-o capacitate de autoanaliză a subiectului superioară celei implicate de folosirea câtorva cuvinte pentru a desemna stările respective. În aceste situații, el îi va cere acestuia să-și plaseze opinia pe o scară abstractă, marcată cu valori numerice.
semnificația lexicală atribuindu-se doar valorilor din capete. Și avem un astfel de exemplu pe care îl observați aici. Cât de mulțumiți sunteți de salariul pe care îl primiți? Și avem total nemulțumit, total mulțumit și iată câteva valori numerice. Dacă chestionarul pe care îl folosim cuprinde un set mai mare de întrebări cu scală identică, fie că este vorba de scala pe care am, din urmă pe care am arătat-o, sau una din toate treptele dinainte, care sunt desemnate prin cuvinte, aceste întrebări trebuie să fie așezate una sub cealaltă, de regulă pe jumătatea din stânga a paginii, iar în partea dreaptă, lângă fiecare întrebare, sunt trecute doar codurile. Semnificația codurilor este precizată la început, o singură dată. Și avem un fragment prezentat aici dintr-o asemenea structură de întrebări. Cum apreciați activitatea următoarelor instituții? Și iată, avem guvern, parlament, biserică, armată, deci exprimate instituțiile, iar pe coloană avem exprimate variantele de răspuns, scara mai bine zis. Mai curând bună, nici proastă, mai curând proastă. Și apoi niște coduri de la 1 la 3, da? Pentru fiecare variantă și fiecare instituție în parte. Este vorba de niște întrebări de opinie, deci întrebarea pe care am văzut-o este o întrebare de opinie, cu scală ordinală, care se presupune că ridică cel puțin două probleme. Dacă scalei trebuie sau nu trebuie să-i atribuim o poziție centrală pentru a surprinde o opinie care se plasează în zona mediană. Și o altă problemă, dacă celor 3, 4, 5 sau mai multe răspunsuri cu semnificație apreciativă, trebuie să le mai adăugăm unul ca să dăm posibilitatea respondenților să spună, de exemplu, nu știu sau n-am nicio opinie. De ce se ridică astfel de probleme? Este evident, pentru că poziția mijlocie riscă să fie supra-solicitată sau supra-licitată din cauza că ea va fi cel mai des aleasă, în afara celor cărora, bineînțeles, se plasează aici, pentru că ei vor alege poziția mediană, inclusiv cei care nu au o anumită opinie, dar și cei care au opinii mai radicale, dar nu li se pare că e bine să și le exprime. Și atunci ei vor alege poziția mediană. Ar fi răspunsul nu știu o portiță de scăpare, destul de facilă, și atunci fiecare respondent, având obligația morală să dea un răspuns, va alege atunci răspunsul nu știu. Din experiențele metodologice care s-au făcut, s-a demonstrat că distribuția răspunsurilor variază semnificativ în funcție de decizia de a folosi sau nu varianta mijlocie sau varianta nu știu. Dacă se omite această variantă nu știu, de regulă, consecința ar fi să se crească numărul non-răspunsurilor, adică să nu se răspundă niciun fel, dar și numărul celor care aleg varianta mijlocie în situația în care există această variantă. Dacă se omite varianta mijlocie, numărul non-răspunsurilor sau al opțiunilor pentru nu știu este oferită de aceste răspunsuri. În literatura de specialitate, încercând să răspundă unor astfel de probleme, unii autori încearcă să prezinte o sinteză a celor mai cunoscute lucrări în domeniu, dar și unele rezultate experimentale proprii. Astfel, revenind la varianta mijlocie, analizând pozițiile unor metodologi cunoscuți care s-au ocupat de formularea întrebărilor în chestional, rezultă că opiniile sunt destul de împărțite. Unii sunt împotriva introducerii acestei variante mijlocii, considerând că s-ar pierde o cantitate destul de mare de informație, iar alții sunt partizanii utilizării acestei variante mijlocii. Unii autori subliniază că includerea, respectiv non-includerea răspunsului median, înseamnă să se ajungă la două întrebări diferite, a căror folosire depinde de o serie de circumstanțe sau, bineînțeles, de obiectivele cercetării. Această idee nu este, de fapt, decât un caz particular al unei idei mai generale,
pe care destul de puțini o au în vedere. Orice întrebare închisă din chestionar, considerând-o ca fiind o entitate generatoare de sens și deci ca item la care se așteaptă un răspuns, este constituită în aceeași măsură din textul propriu-zis al întrebării și din variantele de răspuns. Adică, variantele de răspuns nu sunt de fapt un apendice pe care este considerat lipsit de importanță. Aceste variante de răspuns sunt de fapt parte integrantă din întrebare. Orice modificare a evantaiului acestor variante înseamnă de fapt modificarea întrebării. Și vom da un exemplu, considerăm noi elocvent în acest sens, și ne referim la o întrebare care apare destul de frecvent în sondajele de opinie de la noi în ultimii ani. E vorba de întrebarea: care sunt lucrurile de care vă temeți cel mai mult în prezent? Întrebarea este destul de generală și, bineînțeles, dacă ne uităm cu atenție, este și destul de vagă. Sensul ei este precizat destul de concret abia atunci când încep să se înșiruiască variantele de răspuns. Prețurile, sănătatea, șomajul, când dăm aceste variante, deja începem să observăm și să desprindem și sensul întrebării. De fapt, fiecare din aceste variante nu face altceva decât să aducă un alt câmp specific de probleme, asupra căruia omul poate că nu s-ar fi oprit dacă nu i s-ar fi sugerat că ar fi de așteptat să-l ia în considerare. Adică, ce înseamnă asta? Înseamnă că nu mulți oameni s-ar gândi, de pildă, la o problemă ca instaurarea unei dictaturi. O nouă variantă introdusă în câmpul sau în evantaiul de răspunsuri sau eliminarea unei variante schimbă, în cazul unor astfel de întrebări, destul de semnificativ distribuția răspunsurilor, pentru că schimbă mulțimea câmpurilor de probleme pe care omul le are în vedere. Se numește acest aspect efectul alegerii forțate. Faptul că îi se sugerează anumite câmpuri de răspuns la care nu s-ar fi gândit, se vorbește de fapt despre așa numita alegere forțată. Se pune întrebarea și în practică și încă și în literatura de specialitate pentru ce fel de întrebări să optăm, întrebări închise sau întrebări deschise. În cele ce urmează vom aduce câteva avantaje și vom aduce în atenția dumneavoastră câteva avantaje și dezavantaje pe care le prezintă atât întrebările închise, cât și întrebările deschise. Întrebările închise sunt foarte frecvent utilizate și nu numai în cazul sondajelor de opinie. De ce? Pentru că au niște avantaje incontestabile. Și o să enumerăm câteva dintre ele. Rapiditatea și ușurința prelucrării datelor. Nu este un avantaj care este foarte evident, întrucât rezultatul sondajului trebuie transmis beneficiarului în timp de câteva zile de la comandarea lui și atunci cei care elaborează chestionarul, fiind presați de timp, vor include în chestionar cu preponderență întrebări închise pentru că sunt mult mai ușor de prelucrat și, bineînțeles, mult mai ușor se răspunde la ele pentru că este mult mai simplu pentru subiectul care răspunde să aleagă un răspuns din evantaiul de răspunsuri decât să formuleze el însuși un răspuns. Ușurința completării chestionarului este un alt avantaj. Subiecții sunt atrași de întrebările deschise pentru că încercuiesc, aleg un răspuns din variantele de răspunsuri și astfel timpul alocat pentru completarea chestionarului este foarte scurt. Precizarea conținutului întrebării este un alt avantaj, dat fiind faptul că variantele întregesc textul întrebării propriu-zise. Și avem un exemplu. Cum credeți că este mai bine să se procedeze cu un om care are o boală incurabilă și doar un timp foarte scurt de trăit? Și avem variantele. Să îi se spună întreg adevărul, să îi se spună doar că starea e gravă și cu riscuri mari, să îi se spună doar ceva din adevăr fără a îi se sugera gravitatea situației, să îi se ascundă complet adevărul. Se evită, prin astfel de întrebări, necesitatea repetării de către operator a întrebării, dar mai ales se elimină nevoia de a da subiectului explicații suplimentare. În cazul întrebărilor de opinie,
Acest lucru ar duce la influențarea clară a răspunsurilor. O astfel de influențare poate fi foarte puternică și nocivă, prin urmare, pentru cercetare. Și acest lucru este dovedit de grija pe care o au cei care folosesc întrebări de opinie deschise, pentru că se consideră că operatorul, că subiectul își poate exprima punctul de vedere fără a fi influențat de operator. E vorba de 4 situații în care operatorului este permis să intervină totuși pentru a dirija răspunsurile considerate inadecvate ale subiecților. Știm că, și am spus deja până acum, că operatorul trebuie să se abțină în a interveni și a sugera subiectului răspunsul la întrebare. Totuși, există și situații în care este chiar de preferat să intervină operatorul și să dirigeze oarecum răspunsurile subiecților. O primă întrebare, o primă situație ar fi atunci când subiectul nu răspunde la întrebarea care este adresată, ci la o altă întrebare. Atunci, operatorul trebuie să-i mai citească o dată întrebarea. O a doua situație ar fi când răspunsul subiectului conține termeni destul de vagi, expresii destul de neclare și atunci operatorul poate să intervină cu întrebări de genul: ce înțelegeți prin asta? Există situații în care răspunsul este prea sec, insuficient de detaliat și atunci, de asemenea, operatorul poate să intervină cu întrebări de genul: n-ați vrea să-mi spuneți mai multe despre aceasta? Și a patra situație, când subiectul răspunde la întrebare, dar operatorul are senzația că există și alte aspecte relevante care n-au fost atinse. Și atunci el poate să intervină cu o întrebare de genul: mai aveți și altceva de adăugat? Deci iată cele 4 situații în care este permis operatorului să intervină în a dirija răspunsurile. Un alt avantaj pe care îl prezintă întrebările închise ar fi uniformitatea înțelegerii întrebării și a înregistrării răspunsurilor. Problema uniformității înțelegerii se pune chiar și în situația în care întrebarea este completă, deși în această situație se consideră că ea ar trebui să aibă un sens clar și univoc și nu ar fi nevoie să se apeleze la variantele de răspuns. Niciodată însă o precizare suplimentară care nu are efecte perturbatoare nu este superfluă, ci dimpotrivă, pentru multă lume poate deveni chiar esențială în înțelegerea corectă a intenției celui care a formulat întrebarea. Avem apoi evitarea erorilor generate de operațiile de postcodificare. Este un alt avantaj pe care îl prezintă întrebările închise. De exemplu, să luăm un exemplu, da? Unui număr de 8 codificatori, 4 profesioniști și 4 studenți, li s-a cerut să se efectueze 10 operații de postcodificare pentru întrebări din 400 de chestionare. La cele mai simple întrebări, cele de rutină, s-a atins o proporție de până 91% de cazuri din cele 400, în care toți cei 8 au codificat la fel. La cele mai dificile întrebări, și ne referim la acelea unde conținutul răspunsurilor trebuia condensat în mai multe coduri, numărul maxim de 8 acorduri s-a realizat doar pentru 33% din cele 400 de răspunsuri. După terminarea operației, codificatorii au fost puși să o repete pentru primele 50 de chestionare care le-au trecut prin mână. Rezultatul a fost că niciuna dintre persoane n-a mai fost capabilă să refacă pentru toate întrebările codificarea inițială. Cel mai performant a fost un codificator profesionist care a reușit să codifice identic 3 întrebări din cele 10, deci doar 3, și este codificator profesionist. La întrebările mai dificile, discrepanțele în recodificarea celor 50 de seturi de răspunsuri variază între 8 cazuri la cel mai bun profesionist și 23 de cazuri la unul dintre studenți. Prin urmare, un student a reușit să reproducă exact codurile acordate inițial unei întrebări numai în 27 de chestionare din cele 50 recodificate. Prin acest exemplu am vrut, de fapt, să scot în evidență cât de
complicată și de complexă și de greoaie este postcodificarea, postcodificarea care este obligatorie la întrebările deschise. Întrebările închise nu necesită o astfel de postcodificare, deci nu este necesar un astfel de demers atât de complicat și, prin urmare, este un avantaj al întrebărilor închise. Un alt avantaj ar fi că întrebările închise facilitează găsirea răspunsului potrivit. Asta sau acest avantaj derivă din acea lege a psihologiei, potrivit cărora oamenilor le este mult mai ușor să recunoască ceva decât să-și amintească și să reproducă acel lucru. Dacă ne rezumăm strict la întrebările de opinie, putem afirma că omul mult mai ușor și mai repede se regăsește într-un anumit model decât ar fi să definească acel model care este propriu. Este un principiu central acesta în studiile de marketing, unde potențialului cumpărător îi se propun mai multe variante ale unui produs și numai în rare cazuri este solicitat ca el să compună profilul acelui produs. Fără să exagerăm în vreun fel virtuțile întrebărilor închise, ele pot fi și mai bine reliefate dacă se realizează o analiză critică a avantajelor pe care le au în ochii susținătorilor susținătorilor lor întrebărilor deschise. Se întâlnesc astfel de demersuri în literatura de specialitate și Fodi, de exemplu, menționează că argumentele în favoarea întrebărilor deschise sunt invocate pe baza bunului simț și nu toate ar rezista în fața unei analize temeitice. El a și elaborat și a comentat câteva teze legate de întrebările deschise. De exemplu, întrebările deschise nu sugerează răspunsuri. Ar fi o primă teză pe care Fodi o comentează. Acesta este considerat și principalul argument care se invocă de cele mai multe ori pe bună dreptate în favoarea acestor întrebări. La o întrebare de genul care credeți că este în acest moment cea mai importantă problemă pentru țară, întâlnim frecvențe foarte diferite pentru răspunsurile posibile, în funcție de cum acestea sunt furnizate spontan de către subiect, când întrebarea este deschisă, dacă sunt alese dintre variantele explicite, când întrebarea este închisă sau semi-închisă, ori dacă apar note ca răspunsuri, printre altele, la varianta altceva a unei întrebări semi-închise. Acesta este considerat un avantaj al întrebărilor deschise, care se consideră că poate fi fructificat numai dacă întrebarea deschisă capătă efectiv răspunsuri adecvate. Răspunsurile, așa cum știm, pot fi interpretabile și pot fi codificate corect și fără probleme și atunci, într-adevăr, acesta este un avantaj al întrebărilor deschise. Răspunsurile la întrebările deschise indică nivelul cunoștințelor subiectului despre problema respectivă. Acesta este un argument care îl completează pe cel precedent și care subliniază ideea că la întrebările închise se poate alege pur și simplu o variantă la întâmplare, fără ca cel care face alegerea să poată să demonstreze în vreun fel că opțiunea este realizată în cunoștință de cauză. Pe de altă parte, alegerea uneia și aceleiași variante îi face pe oameni identici din acest punct de vedere, indiferent de temeiul, de rațiunea, de scopul respectivei alegeri. De asemenea, Fodi consideră că insistența asupra acestui aspect are în spate următoarele trei supoziții discutabile. Subiectii răspund la o întrebare deschisă când cunosc răspunsul la acesta, subiectii nu răspund la întrebarea deschisă când nu cunosc răspunsul, subiectii tind să răspundă la o întrebare închisă și atunci când nu cunosc răspunsul la ea. Un alt avantaj ar fi faptul că răspunsul la o întrebare deschisă ilustrează ceea ce apare mai proeminent în mintea subiectului în legătură cu problema respectivă. De asemenea, întrebările deschise evită așa numitele efecte de format caracteristice celor închise.
Adică e vorba de acele erori care sunt introduse de forma sau de structura sub care apare evantaiul variantelor de răspuns. Nu, deci nu e vorba de conținut, ci doar de formă. Pot ține de faptul că dacă există sau nu variantă mijlocie sau una pentru cei ce nu știu a răspunde, de poziția pe care se află o anumită variantă în șir și așa mai departe. Important este aici, sau importantă este constatarea lui Fodi, că ideea după care întrebările închise oferă oamenilor în mai mare măsură decât cele deschise posibilitatea de a nu-și exprima aprecieri puternice, radicale, nu s-a demonstrat încă până acum. Un alt avantaj ar fi că răspunsul la întrebările deschise permite identificarea complexului motivațional de influențe și cadrele de referință. Să dăm un exemplu dintre cele folosite ca argumente de Fodi. Studiile de cercetare a pieței sugerează că oamenii sunt influențați semnificativ în comportamentul lor de cumpărător de factori care nu sunt pe deplin conștienți. Dacă este să mergem mai departe, subliniem de asemenea ideea că întrebările deschise centrate pe motivația unei acțiuni de tipul de ce sau ce motive v-au determinat să ne pot conduce adesea sau pot conduce adesea, așa cum s-a mai menționat, la opinia omului despre motivația care a stat la baza acțiunii și nu la motivația propriu-zisă. Cele două aspecte, odată cu trecerea timpului, tip să se îndepărteze tot mai mult unul de celălalt. Pentru că timpul nu ne mai permite, nu vom trece mai departe la numărul și ordinea întrebărilor din chestionar, vom vorbi data viitoare despre aceste aspecte. Prin urmare, trebuie să reținem că întrebările există tipuri de întrebări care pot fi incluse în chestionar în funcție de conținutul lor, cum am spus data trecută, dar și în funcție de modul de înregistrare a răspunsurilor și am vorbit astăzi, așa cum probabil ați reținut, despre întrebări închise și întrebări deschise și am încercat să evidențiem și care dintre ele sunt de preferat a fi incluse într-un chestionar. Vă mulțumesc și vă aștept data viitoare la alte cursuri despre anchete și sondaje.